început lucrările de reabilitare, modernizare și extindere a Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Constantin Pufan. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a efectuat o vizită de lucru pe șantier pentru a verifica stadiul lucrărilor. Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Constantin Pufan este acum în proces de reabilitare, modernizare și extindere, datorită implicării active a președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a fost astăzi pe șantier să verifice stadiul lucrărilor. Au fost fostele voi și de aia au fost și filtrații, da, foarte subțire, da. Și mi s-a dat soluția în a reface, în a proteja lucrurile existente și a supravegheanță. Bugetul proiectului, în valoare de peste 8 milioane de lei, este alcătuit în mare parte prin accesarea de fonduri europene, dar și din fonduri de aproximativ 3 milioane de lei asigurate de Consiliul Județean Mehedinți. Reabilitarea Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă a fost în vederea Consiliului Județean dintotdeauna, aceștia găsind o oportunitate de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 10, care are în vedere îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritate de investiții 10.1 cu obiectivul specific 10.1, care are în vedere creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului educațional. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a declarat că are încredere că acest proiect va fi terminat până la sfârșitul acestui an, iar cel puțin clădirea școlii va fi finalizată până în toamna aceasta, astfel copiii cu cerințe educaționale speciale să aibă toate condițiile necesare pentru desfășurarea tuturor activităților educaționale într-un mediu ambiant. În această locație a funcționat Școala Specială Constantin Pufan, adică o școală pentru copii cu cerințe educaționale speciale. În urmă cu câțiva ani de zile am găsit oportunitatea de a finanța prin Programul Operațional Regional reabilitarea acestei școli. Am obținut finanțare și am gândit proiectul de următoarea manieră. Acolo unde ați văzut că deja se lucrează la interior este școala, se reabilitează absolut totul acolo. Unde se demolează acum era cantina. Vom demola această cantină și vom construi o clădire cu parter și etaj. La parter va fi cantină, la etaj vor fi birourile și de asemenea acolo unde vedeți acel spațiu liber se va construi pentru copiii cu aceste cerințe educaționale speciale, se va construi o sală de sport. Este un proiect care nu are o valoare foarte mare, dar totuși un proiect în valoare de peste 8 milioane de lei. În mare parte banii provin din fonduri europene, dar am contribuit și noi cu aproximativ 3 milioane de lei de la bugetul Consiliului Județean. Sperăm ca pe parcursul implementării proiectului să nu mai fie nevoie să suplimentăm asta în condițiile în care vor crește prețurile sau o să crească costul cu forța de muncă. Am promisiunea constructorului că în toamna acestui an cel puțin clădirea școlii va fi reabilitată, va fi terminată, urmând să vedem în ce stadiu o să fie cu sala de sport și cu noua cantină care se va construi. Așadar, va fi reabilitată în întregime clădirea școlii, urmând să fie construită o altă clădire cu parter și etaj, unde vor fi amplasate cantina și bucătăria la parter și birouri și cabinete medicale la etaj. De asemenea, se va construi și o sală de sport în conformitate cu nevoile speciale pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, care vor dispune ulterior de toate condițiile necesare pentru desfășurarea activităților educative. Stadiul lucrărilor este unul avansat, dezafectându-se deja rețelele existente și fiind refăcute rețelele de canalizare, cele de apă, urmând rețelele electrice. S-au efectuat de asemenea tencuielile interioare și s-a modificat structura acoperișului din acoperiș tip șarpantă în acoperiș tip terasă necirculabilă. Proiectul nostru este compus din trei clădiri. Prima clădire, cea existentă, corpul 1, în care s-a și lucrat cel mai mult până acum, s-au dezafectat toate rețelele existente. Am început să le refacem pe cele de canalizare, de apă, încep și cele electrice. S-a modificat acoperișul, din acoperiș tip șarpantă se face unul tip terasă. S-au executat toate tencuielile. S-au executat toate zidările, s-a început executarea pereților din gips carton și pereților despărțitori și acum am început să lucrăm la partea de rezistență pe exterior, accesul, porticul, cât și o să începem foarte curând executarea liftului, casei liftului și scării de urgență
Asta ține de corpul 1. Corpul 2 se modifică, se demolează parțial și se va reconstrui. Va fi un corp nou, modern, pe parter și etaj, în care vor fi bucătăria, cantina, cât și alte birouri și cabinete medicale, cabinete kineto. Iar în ultima fază se va executa sala de sport, care va fi o sală modernă, o sală pe confecție metalică, și la final se vor executa lucrările exterioare. Datorită implicării active a președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, în viața comunității, județul nostru prosperă pe toate planurile. Copiii cu cerințe educaționale speciale vor avea de acum asigurate toate condițiile necesare pentru a putea să se dezvolte armonios și pentru a putea să se integreze în viitor cu ușurință în societate, datorită unui președinte responsabil, care a fost întotdeauna apropiat de comunitatea sa și atent la nevoile acesteia.